Vă salut! Astăzi o să vă prezint această presă pentru făcut panouri de maxim 1 metru lățime cu 3 metri lungime. Această presă o consider cea mai eficientă dintre toate câte am văzut, pentru că are principiul unui paralelogram. Ea se strânge și pe grosime, în timp ce strângem de sus în jos. Avem două bolțuri, un bolț jos și acest piston făcut dintr-o bară de la partea de sus. Această bară presează în sens opus, este pusă pe bara din spate, iar bolțul este pus pe bara din față. În timpul presării, țevile se strâng. Acum am ridicat-o eu, dar aceasta o să coboare. Și în felul acesta, scândurile se aliniază. Este valabil doar la îmbinările la drept, nu și cele danturate. Pentru că cele danturate deja se aliniază singure, pentru că intră în dantura făcută. Dar acest sistem este foarte eficient și pentru panourile făcute cu scânduri danturate, pentru că atunci când strângem panoul să nu-și facă burtă, nu trebuie să mai punem noi lemne, să strângem cu ștrapțicuri. Acest sistem nu mai are nevoie de ștrapțicuri. El se strânge și pe grosime în timpul strângerii de sus în jos. O să încerc să ridic puțin de acest sistem să vedeți cum lucrează. Eu l-am reglat pentru panouri de maxim 5 și minim 19. Dar mai avem o gaură la partea din spate și putem face blaturi până la 10 cm grosime, pe 1 metru lățime cu 3 metri lungime. Deci în felul acesta se fac aceste prese. În locul acestor bare, care ele vin în felul acesta și presează panoul, eu am făcut ieri acest sistem cu două corniere unite să nu cadă acest profil, să rămână aici, chiar la partea de sus. Acesta a fost, chiar la partea de sus am dat o gaură și am băgat un știft să nu cadă mai mult de atât. L-am tăiat pentru că am vrut să fie detașabil. Ca ultimele bucăți să nu stau să ridic bucățile acelea și să pun mai greu. Dar cred că o să gândesc un alt model, un piston din metal brut și să culiseze și să se retragă cu arc. O să-i pun un arc la partea de sus, când se retrage presa, pistonul să se ridice. O să le fac pe strung, nu o să fie o problemă, dar acum vreau să fac panouri, pentru că avem foarte multe panouri de făcut din lemn de tei. Avem o comandă de 13 uși și prima dată trebuie să facem 3 căptușili și 6 uși. Apoi o să facem pentru sora mea un alt proiect foarte interesant de uși cu căptușelii late de 50 cm. O să fie o căptușeală cum sunt fronturile. Aceasta este scândură de paulonia din copacii pe care i-am tăiat din curte după 7 ani și am scos scândura aceasta. Este o scândură foarte frumoasă, dar este moale. Deci lauda adresată la paulonia nu este atât de mare cum pare. Este un lemn moale, fără noduri, dar este mai moale ca teiul. Este precum plopul.
Acesta ar fi un panou pe care o să-l băgăm acum la presă. Radar acet cu sticla. Dăm aracet cu sticla și cu profilul acela. O să fac și un dispozitiv de ungere cu rolă. Dar acum merg așa. Deci se pune aracet foarte ușor și suficient. Mai avem o scândură. Pe care o punem fără aracet, pentru că tocmai am dat aracet la penultima. Acum scoatem distanțierea aceea de jos. Și ea deja din greutatea panoului se strânge. Se strânge pe grosime. Aici la primele prese am pus scotch pe bare să nu se mai murdărească de aracet. Vreau să văd dacă atunci când desfacem panoul se exfoliază tot cu banda adezivă. Acum strângem. Pun doar la 50 de bari, nu trebuie foarte mult. După cum se aude presa, trebuie să mai completez și ulei hidraulic. În felul acesta a strâns. Este aracet suficient și aici. Dar în felul acesta se face. Uitați, s-au apropiat barele de panou. Îl ține drept. Și în felul acesta se poate usca drept. Deci vă recomand cu încredere acest sistem. Pot să desfac. Și vreau să văd ce s-a întâmplat aici. Dacă a intrat. Are aracet. Așa că o strângem. Acest sistem se poate face și cu șuruburi. În locul barelor se poate pune o piuliță și cu șurub cu filet pătrat. Data viitoare o să vă arăt amănunțit cum
procedez, cum alegem sau cum triem scândurile pentru panouri, cum le alegem după fibră, cum le semnăm și cum le prindem în aceste prese. În felul acesta arată panoul strâns cu această presă. Acum o să desfac. A trecut aproximativ o oră. O să ridic partea de jos. În felul acesta se desfac ambele țevi. Își mărește spațiul. Apoi o să tragem afară panoul. Ia uitați ce panou avem. Foarte frumos. Acum cu razul acesta îndepărtăm aracetul care este în plus. Are coadă de un metru și putem să îl curățăm foarte repede și foarte ușor. Am renunțat la cuțitul de rindea pentru acest raz, această lamă. În felul acesta. Acum o să formatizez în funcție de ce am nevoie să fac cu acest panou. Că fac frizuri de 13, după prelucrare să ajungă de 12, cu o grosime de 38 sau 40. Pentru că acest material o să-l stratificăm. Dar nu am foarte mult paulonia, a fost doar experimental câțiva copaci. Am avut 25 de copaci de paulonia. Dar am vrut ca să fac eu scândură, să văd cum se comportă, cum este lemnul acesta, cum se usucă. Într-adevăr, se face scândură din paulonia verde, în 3 luni de zile ajunge sub umiditatea de 6%, doar la șipcă. În felul acesta lucrează această presă. Eu sunt foarte mulțumit. Acum am văzut ce îmbunătățiri trebuie să-i mai fac. Acesta trebuie tăiat la nivelul celorlalte. Acest picior este mai înalt cu 2 cm. Vreau să-l tai la fel ca celelalte picioare. O să mai dau 2 găuri. La partea de jos sunt toate la fel. Și vreau să fac picioarele acestea de 10 cm, să le fac din țeavă rectangulară. Chiar o să le fac de 12. Și pentru că mai sparge lemnul, ia uitați. Și asta o să fac acum. Durează nu mai mult de jumătate de oră să tai, să sudez și să le pun pe poziție. Și apoi să continuăm cu panourile. Am sudat picioarele la această presă. Am sudat picioare de 13 cm. Sunt de ajuns. Am făcut acesta. Și pe acesta l-am lăsat afară să vi-l arăt cum funcționează. Deci el în felul acesta poate prinde un panou de 60 de mm și putem pune și putem lăsa același bolț, dar putem pune la partea de jos o țeavă rectangulară de 40. Să aibă suprafață mai mare de prindere. Aici la fel. Iar aici în locul această țeavă rectangulară care culisează și presează pe panou, să-l strângă, o să pun un ax cu arc și o bucșă sudată. Pentru că atunci când folosim presa, la partea de sus, bolțul să stea ridicat. Acest bolț să stea ridicat așa, nu să coboare. Această presă este prototip și
acum am găsit și modalitățile pentru a o îmbunătăți. Deci o să-i fac pistoane la partea de sus și acționate tot hidraulic cu ajutorul acestui profil. Sau dacă vreți să faceți această presă, aici vine o piuliță și un șurub cu filet pătrat. Și puteți face manual. Nu trebuie neapărat hidraulic. Eu am cumpărat presa aceasta pentru că o folosesc, pentru mine este multifuncțională. O folosesc ca upcant și ca presă pentru uși și ferestre și pentru panouri, în felul acesta. Deci nu o folosesc doar pentru panouri. Cam atât. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și până data viitoare, numai bine!